salut, 17 octombrie 2021. Acesta este un redwood. Este imens. Avem cules. Ce frumos bară albinele. Este ora 8:30 dimineața. Am gratile aneman și vreau să scot puiet. Vă filmez două familii, acesta imediat, iar acum acesta. Deci gratia Hanuman este între corpuri. Acum numai trebuie să scot o ramă de sus, să văd dacă am o matca corpul de sus sau nu. Dacă nu e jos, aranjez numai puietul, scot puiet, bag ramă la clădit și la revedere! E mai ușor. Deci am dat sirop, 8 litri de sirop, miercurea trecută, astăzi este luni, am 5 zile, au și cules puțin, dar trebuia să dăm 8 litri de sirop. Cred că matca este jos. Ceea ce e perfect. Aici jos nu mai am o ramă de lemn. Încă un punct în plus. Da, matca este sigur jos. Nu mai controlez ce fac acum. O să iau și de aici puiet, dar prima dată iau puiet de sus. Să ire cum ire. Ce o să iau? 3 rame de sus. Și o să înlocuiesc aceste 3 rame cu rame neclădite. Nu mai am loc. Nu mai am loc, trebuie să fac. Și mai vin cu încă una. Și ramele care scot de jos, cu puiet, o să le scot și o să le ucea la bine sus. Yeah, you can close it. Colegul mai bagat. Deci... Și încerc să înlocuiesc cu rame goale care nu sunt cu puiet. Aici, cum vedeți, sunt acolo vreo 50 de celule. Tot este la ruar. Cum să filmez? Sus, ajung sus, stă sus. Mai am. Asta rămâne tot sus. Rama asta ajunge jos. E cu miere, o să curăță ele. Deci rămâne cu 4 rame sau 5. Asta depinde. Asta rămâne jos. O să... E rama faină. Mai iau pasta. Acolo și matcă.
este simplu, este prea rapid, am o... comandă-i. A început să tragă boci. Este cu puiet și polen, ramă veche, deci tot este luat. Era rapid, au picat aici jos. Iar o să le dau rame goale pentru puiet. Aici trebuie să vin. Deci au rămas cu 5 rame de puiet jos, 3 sus sau 4, 4 și am luat 3. Și primește rame la credit. Aici. Până acolo și mai bag una în mijloc. Cam atât, am luat puiet marca jos. Vreau să zic că este simplu să se prind cu mănușile astea. Nu mai trebuie să fiu atent să nu cumva se strâng. Asta așa arată. Dacă acum nu prea pot să scot ramele de lemn, nu toate, fiindcă am dat sirop. Acum verificăm la fel. Văd că aici ce am pus ramă la clădit. El lucrează frumos. Acum aproape fiecare familie a început să tragă boci. Neapărat trebuie să luăm puiet matcă-i sus. Deci fiindcă matcă-i sus, nu mai verific. Fac o cadă la corpuri, deci ca norocul. Ați văzut o matcă care e jos, una care e sus. Deci matcă ajunge jos. Uitați cum arată, nici nu vedeți ramele de jos, deci totul e acoperit. Rama asta de lemn o să ajungă sus. Uite cum era, nu am cum să scot. Și scot hrănitorul. Singura chestie, sper că matca nu e înăuntru. Dacă da, ajunge înapoi în corpul 2. Sper că nu e. Acum nu o să caut după matcă jos. Și totul este oat, acolo în mijloc. Iar acum caut. Deci acolo în mijloc nu deranjez cuibul. Caut 4 rame sau 3 rame trebuie să caut mai bune, fără puiet. Acesta va ajunge la margine, așa,
šenka dolo. Sveden pa česta. Žilosno vam oša rame fajne. Te se šija o tri rame kupujet. Čaj pa pa testa sa ose ja. Da, pa rame fajne. Šuna karijera pa mađine, no i ne še nešpa. Mako tratamento mai tresa inverses. Znači, neće se fio una onda važos, probabil ka entre rame. Se pone i čauna și ona kolo. Deci, matka e jos, fiindcă am văzut acolo la vedozi. Și din corpul superior o să iau trei rame cu puiet. Fără să verific. N-am ce să verific pe ele. Așa. Trei rame la clădit. Iar acum vedeți acolo sunt bine. De dacă am prins jos cu hrănitorul, atunci ele o să aibă puțin loc sub hrănitor. Și acesta este cu puiet. Deci puietul va clozina pe partea de sus. Ele vor umple comire. Una cu una. Și acolo unde e tratamentul nu o să clădească momentan. După ce scoatem tratamentul o să le clădească și porțiunea aia. Bun, să aveți o zi faină.